În circumstanțele actuale și pe baza informațiilor furnizate astăzi de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit cărora pandemia COVID-19 se accelerează, existând peste 375.000 de cazuri înregistrate acum în aproape fiecare țară, număr în creștere, continuă în fiecare oră, președintele CIO și premierul Japoniei au ajuns la concluzia că întrecerile din cadrul Tokyo 2020 trebuie reprogramate. S-a convenit ca pentru a proteja sănătatea sportivilor și a tuturor celor implicați, cea de-a 32-a ediție de vară a Jocurilor Olimpice va trebui să aibă loc numai târziu de vara anului 2021, păstrându-se aceeași denumire, Jocurile Olimpice și Paralimpice Tokyo 2020. În circumstanțele actuale și bazându-ne pe informațiile oferite de Organizația Mondială a Sănătății, președintele CIO și prim-ministrul Japoniei au concluzionat că ediția 32-a a Jocurilor Olimpice de la Tokyo trebuie reprogramată dincolo de 2020, dar numai târziu de vara anului 2021, pentru a avea grijă de sănătatea sportivilor, a tuturor celor implicați în Jocurile Olimpice și a comunității internaționale. Diverse federații sportive și comitete olimpice naționale au făcut presiuni asupra CIO în ultimele zile pentru a accepta amânarea jocurilor și au amenințat că nu vor trimite reprezentanți dacă vor fi respectate datele prevăzute. Ștafeta torței olimpice, care ar fi urmat să înceapă joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulată în condițiile în care jocurile olimpice programate să se desfășoare în această vară la Tokyo au fost amânate cu un an, a anunțat președintele Comitetului de Organizare a Competiției. Decizia anulării ștafetei olimpice vine după ce premierul japonez Shinzo Abe și președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, au căzut de acord într-o teleconferință să amâne jocurile cu aproximativ un an. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat marți că se aștepta la anunțul privind amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, fiind o chestiune de ore, având în vedere situația globală legată de pandemia de COVID-19. Era ceea ce ne așteptam, practic era o chestiune de zile, de ore, până să se anunțe această decizie. E bine că a venit în momentul acesta, pentru a nu mai da loc la interpretări și pentru a da posibilitatea sportivilor și celor care îi conduc pentru a-și reevalua planurile de pregătire, strategia. Noi astăzi am avut o primă ședință a Comisiei Tehnice Olimpice pentru sportul de performanță. Au făcut câteva recomandări pe care le vom trimite federațiilor sportive naționale, urmând a începe acest dialog vis-a-vis de decizia de amânare a Jocurilor Olimpice. În istoria lor, Jocurile Olimpice